Vineri, sâmbătă și duminică, în sala de sport John C. Hardy din Giurgiu s-a desfășurat primul turneu al campionatului național de handbal masculin Junior 3. Au participat 5 echipe: CSM Dunărea Giurgiu, Viitorul Ploiești, CSS 3 Steaua București, HC Argeș Pitești și grup școlar Petrolul Moreni. Giurgiuvenii antrenați de Relu Lixandru au avut o misiune ușoară, câștigând toate cele 4 partide disputate, chiar dacă nu se aflau printre favoriți. Echipa giurgiuveană a reușit și scorul turneului în partida cu Petrolul Moreni, în care oaspeții nu au reușit să înscrie decât 6 goluri față de cele 39 ale băieților noștri. Astfel, în urma turneului, CSM Dunărea Giurgiu s-a clasat pe primul loc cu 8 puncte, urmată de Viitorul Ploiești cu 6 puncte, CSS Steaua București cu 4 puncte și HC Argeș Pitești cu 2 puncte. Următorul turneu la care va participa echipa giurgiuveană se va desfășura în perioada 15-17 noiembrie la Pitești.